Deci, la un moment dat, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Trupul reacționează cum poate, cum poate, pentru a compensa, pentru a compensa avalanșul ăsta de otravă care intră în trup. Și produce toată o serie de sustanțe să facă față. Perfect. Bineînțeles că, deci, atunci când voi ziceți, bine, nu pot să stau fără țigara, pur și simplu, pentru că trupul se pregătește, creează o serie de substanțe care compensează o travă pe care aveți de obicei și când îi lipsesc, crea o senzație de disconfort tare. Clar. Deci, asta e toată trava cu dependență. Deci, noi am creat o situație, e de asta, e asta face parte din problema, în care noi, prin cultura, prin spalarea de creier, am associat o serie de lucruri dezgustatoare, otravitoare, fără nicio o plăcere, pur și simplu la ceva, wow, frumos și distractiv. Și, de fapt, tocmai, pentru că asta e problema care vreau să aveți schimb de paradigma azi. Cine vă bate la cap cu țigare, cu băutură? Mama, preotul, soția, în fine, toate personaje care au chestii de bataie de cap. Cum ar fi? Uite, eu vreau să mă distrez, vreau să fac o serie de lucruri frumoase și plăcute și vine din cultura asta să ne spune că e daunator. Asta este o realizare spectaculoasă din partea corporațiilor. Eu am o admirație totală cum au rosit așa ceva.